Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria mea zilnică de Fortnite Battle Royale. Știu că am zis zilnică și știu că în ultimele zile nu prea am postat Fortnite pentru că nu am postat 3 zile nimic pe canalul meu de YouTube și sincer vreau să-mi cer scuze pentru chestia asta. Ideea e că m-am simțit foarte prost, foarte epuizat și am făcut și marea greșeală, frate, să nu dorm o noapte și după să stau toată ziua următoare treaz. A fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o, pentru că după m-am simțit mort 2 zile și am dormit, frate, 13 ore timp de 2 zile consecutive. Nu știu cum e posibil să dorm atât, dar mă rog, aparent s-a întâmplat. O să mergem în noua clădire, dacă reușim. Și aparent reușim. Și fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți în fiecare zi episoade. Sper că nu v-ați supărat pe mine pentru inactivitatea asta mică pe care am avut-o. Hai să ne dăm acest big shield. Adică eu vă zic asta, sper că nu v-ați supărat pe mine, pentru că de cele mai multe ori când nu postez, mă supăr eu pe mine, știi? Pentru că na, eu aș vrea să postez zilnic. Vă dați și voi seama. Dar mă rog, sănătatea e mai importantă, nu? Ok. Care erau șansele să mă omoare fix înainte să ajungă acel glonț la mine? Mă rog, acea grenadă, nu glonț. Ok, hai să facem așa. Vine cineva aici? Aparent chiar vrea cineva să vină aici jos. Avem un chest sus. Mamă, ce m-am speriat! Am dat din greșeală în baloane, ești nebun. Nu prea știu locul ăsta. Hai să ne dăm repede big shield-ul, că sincer contează mult. Cineva aici. Oh my god. Panică, level 3330. Acum de unde fac eu rost de niște shield? Probabil nu o să fac, nu? Mamă, frate. Ce caut eu în timp de towers? Unde s-au bătut ăștia, că i-am auzit? Auzi și pe acel individ. Sincer nu știam că poți să faci chestia asta. Hai să luăm chestul de aici, poate ne dă minis. Că nu ne dă minis. Hai să ne dăm big shield-ul. Mama, am legendar double shotgun. Sincer, îmi place mult de tot shotgun-ul ăsta. Nu mi-a plăcut la început, dar acum m-am obișnuit să joc cu el și îmi place super mult. Mamă, câte drum gun-uri. Oh, mă duc la ATM să scot niște cash.
Perfect. Acum tot ce trebuie să facem e să găsim play. Și eventual să mai facem rost de niște materiale, că avem nevoie. Mamă, câte chesturi sunt pe aici. De cineva acolo la porta fortul ăla imens? Probabil da, nu? Mamă, nu mai am materiale. Ce voia asta să fac aici, mă? Asta e arma nouă? Grappler? Și are full. Mamă, câte materiale am luat de la tipul ăsta. Ok, deci asta e arma nouă, în cazul în care n-ați văzut-o până acum. Bro, potolește-te, că nu e chiar așa precum crezi tu că e. Ok, o să mă odihnesc puțin. Mamă, frate, ce mergi nebun. Acum trebuie să cobor repede de aici. Mamă, m-am speriat puțin, credeam că am căzut. O să iau aceste minisuri. Am să iau Big Shield-ul ăla, unul mare, eventual, dar e mult mai ok să am 4 mici, părerea mea, și cred că așa e. Nu știu unde a mers tipul ăsta, dar l-am văzut. Și dacă l-am văzut, înseamnă că e pe aici. Nu poate fi prea departe. Unde e? Asta e întrebarea mea. Frate. Oh, trebuie să plecăm. Acum văd unde e zona. Mamă, dar câte materiale am consumat. Deci o să trebuiască să mă opresc pe drum și să iau materiale. Ok. Hai că am înțeles cum stă treaba. Am un launchpad. Deci dacă vrem putem să-l folosim, da? Nu prea aș vrea să-l folosesc acum, pentru că e bun la finalul meciului, la un început, deci trebuie să ținem bine de el. N-am folosit până acum deloc arma nouă, e un fel de Spider-Man arma asta, ca să înțelegeți. Și sincer mi se pare incredibilă, nu știu. Adică schimbă total jocul, știi? Îl face mult mai dinamic și într-un fel e bine. Uite, dacă vrem să mergem acolo, pam! Oh my god, nu falling damage! De ce mereu când folosesc arma asta iau falling damage? Înțeleg că dacă n-avea falling damage, era prea OP arma, dar totuși.
Mereu să vă uitați după trepuri, frate. Mereu. Am murit de zeci de ori din cauza trepurilor și tot nu m-am învățat minte, da, mă rog. Și când spargeți materialele, recomandat ar fi să săriți. Chiar dacă nici eu nu fac asta mereu, pentru că e destul de complicat. Dar dacă o săriți, o să fie șanse foarte mici să vă dea cineva snipe când spargeți ceva, știi? Deci trebuie să vă învățați așa dacă vreți să aveți succes pe Fortnite și să câștigați meci de meci. Ok. Hai să mergem spre Fatal Fields. Uite, de exemplu, acum când am spart eu copacul ăla, puteam foarte ușor să-mi iau un snipe. Ideea e că eu am învățat din greșelile mele, frate, adică am făcut de atâtea ori chestia asta încât acum încerc să o mai fac, dar în același timp când sari e destul de complicat să nimeresc, știi? Ok, uite cineva acolo. Am văzut acel copac care s-a distrus, deci înseamnă că e cineva care vrea să se bată cu mine, nu? Mă rog, nu știu dacă vrea, dar o să presupunem că vrea. Aici nu luăm falling damage. Din câte am înțeles, cubul o să aibă ceva efect în Blood Lake. O să-l transforme în vulcan, dacă nu mă înșel. Chiar trebuie să fie cineva aici. Mereu e cineva aici sus. Mă enervează că mi-a dat atât damage, știi? Și acum eu cum mai îmi fac shield-ul? Bună întrebare! Ne dăm un mini, că ne permitem. Și cred că o să iau rocket launcher-ul, da, clar. Încărcăm arma asta. Încărcăm și scar-ul. Mamă, frate, măcar un foc dacă aș avea, știi? Big shield, nu mă aștept să găsesc prea curând. Poate dacă iau un drop. Oh! Nice, 3 mere. Perfect. Scurgem această mașină cu înghețată. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți de arma nouă, în primul și primul rând, pentru că sunt curios cum vi se pare. Mie mi se pare interesantă, dar în același timp, nu știu, nu aș vrea să fie permanent în Fortnite. Eu personal, deși am văzut că foarte multă lume o iubește. Vreau să știu și părerea voastră, pentru că-s curios. Singurul care e de părere că ar trebui să fie o armă limitată, pentru că e prea ciudată pentru Fortnite. Mamă, aici aș putea să farmez. E cam riscant să farmez aici. Mai ales acum când e zona atâta, știi? Te-ai putea la snipe în orice secundă și... Da. Trebuie să ai grijă. Am aici să atâtea construcții încât am impresia că e cineva. Chiar dacă probabil nu e, dar... Na. 666! Vedeți acolo numărul de gloanțe? Nu suna? M-am uitat la un episod al lui Marius și a zis, ăștia vor să sune când au văzut ceva cu Momo. Nu știu, am murit de râs. Era un fluture ăla, ok, nimic altceva. Uite un big shield, e fix ce îmi doresc eu acum. Sincer, nu mă așteptam să găsesc un big shield. Ok, nice. Îmi place. Mai sunt 3 playeri în afară de mine. Cum au murit toți? Nu știu. Oh, vine un drop aici.
Acum Rocket Launcher rar nu mai există, în cazul în care vă întrebați. Există doar epic și legendar. Ok, acolo mai vine un drop. Te rog, nu mi se check up. Hai, vino. Sper să nu cadă fix pe colțul acestei construcții, pentru că ar fi cam tragic. Uhu, wow, în primul rând Rocket Launcher legendar, în al doilea rând Rift to Go, pe care o să-l folosesc. Pentru că nu vreau să-l duc cu mine. Mamă, moara aia de vânt e creepy rău de tot. O să folosesc Rift-ul în momentul în care o să se facă zona, știi? Până atunci o să stăm aici și o să ne uităm la ce se mai întâmplă prin această hartă minunată. 30 de secunde, nu mai mult. De aici nu... să n-aveți impresia că o să stăm prea mult timp aici. Trebuie să ne relaxăm puțin după atâta intensitate. Am, frate, 13 rachete și legendar ăsta, wow. Ok, hai să... mergem într-o zonă mai sigură. Că văd acolo o mare construcție. Mai e și un sniper, frate. Și mai e și tipul ăsta care nu se potolește. Ma. Ok. Am rachetele full din nou. Cred că o să fac niște spam cu rachete acolo. Nu cred că mai are sens să dau mai multe. What? Mamă, nu vreau să întâmple asta.
Ok. Facem acest dans legendar numai... Nu! De ce încarcă shotgun în continuu? Fraților, cam atât cu acest episod de Fortnite Battle Royale. Vreau să vă urez în primul și primul rând succes mâine la școală, pentru că aveți nevoie de așa ceva. Eu am fost Max, ne vedem de acum cu episoadele zilnice și cam atât a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!